Copiii din Odoreu se pregătesc de întrecere. Aceștia vor avea ocazia să demonstreze cât de mult iubesc poezia lui Eminescu pe 14 ianuarie, când vor participa la concursul Când eram noi doi copii. Evenimentul este organizat de Biblioteca din Odoreu și grădinița din localitate cu sprijinul Consiliului Local. Aflat la prima ediție, concursul își dorește să promoveze rândul tinerei generații dragostea față de opera eminesciană. Această manifestare m-am gândit să se intituleze Sugestiv când eram noi doi copii, datorită faptului că invitații mei speciali sunt copiii de la Grădinița Săptămânală Odoreu. Acești copii vor uh, organiza un concurs de poezii. Această ediție va consta, de, va fi mai mult practic un concurs de poezii recitate de copii, poezii accesibile uh, copiilor. Uh, pentru că nu e așa, fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci. Vrem să le insuflăm și lor dragostea po pentru poezie, așa cum și noi, de mici, am știut că fără uh, poezie am fi așa cum spunea Marele Poet, mai altfel. Directorul Căminului Cultural din Odoreu, Felician Jurjale, va prezenta micuților felul în care poezia lui Eminescu a fost transpusă pe note muzicale și a devenit parte din repertoriul celor mai cunoscuți artiști naționali. Toți copiii vor primi diplome de participare, iar un sponsor va oferi tinerilor recitatori mici atenții de ciocolată.